aici. Vrei să aruncăm un bănuț? Nu ține neapărat, că nu știm ce face fântâna asta și scăpăm de bănuț, dar pentru ce? Nu? Au foarte multe magazine și m-am oprit să mă uit la ele. Mersi, ia, vrea? Ia, ia. Hai să vedem. În mod normal, dacă îmi place ceva, cumpăr direct. Dar pentru că a fost Adrian lângă mine, am vrut să țin cont de părerea lui. Asta nu neapărat. Am vrut să-mi iau brățar, am vrut să-mi iau un lanț. Ia să vedem. De asta cu inimioară. Nu mă atrage atât de tare. Asta te atrage? Nu. I-am mai arătat și alte modele. Asta îți place? Nu. Nu. M-a deranjat un pic că mi-a spus, nu, nu, asta nu e frumoasă, nu, niciun caz, nu. Dar nici n-am vrut cumva să-i fac ciudă. Ce spui? Nu, nici într-un caz. Zici că e al bunic? Nu, îmi plăceau, pur și simplu, dacă nu-mi plăceau, ce să le fac? Și atunci am hotărât să nu mai cumpăr nicio brățară, m-am oprit la o rochie. Aș proba să fac cum asta. Dar crezi că vrei să probezi? Hai să probăm. Am fost să o probez. Ce drăguț! Gata, ți-am luat și rochița. Mulțumesc. Cu plăcere, s-o port sănătoasă. Mi-a făcut el cadou rochia, a cumpărat pe el.